imagine. Ce reprezintă imaginea? Unde este făcută fotografia? Pe cine reprezintă respectiva fotografie? În interiorul unei clădiri, în natură, un om îmbrăcat într-un fel, un om într-o anume poziție. Sunt imagini pe care cu siguranță le-ați mai văzut. Următorul pas al întâlnirii noastre, în una sfântă, subornicească și apostolească biserică. Etiopia. Ce cuvânt avem noi de la A la B? Rugăciunea. Ce pentru tine, ca omul din tine, ce rugăciune? Nu trebuie să te rogi doar la nevoie. Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Echipa 2, echipa 3, echipa 4, echipa 5, echipa 6. Rugăciunile pot fi de mulțumire, de cerere, de slavă, de pocăință. Îi mulțumim lui Dumnezeu atunci când oamenii din viața noastră sunt sănătoși, pentru rătuma și pentru tot ce avem. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Punctul 3, adică versetele din Noul Testament și ceea ce vom citi acum. Temelia a ceea ce înseamnă rugăciunea. Ediție după ediție, cam așa arată textul Sfântului Ioan Scălar. Nu te-ai îngrijit de câte ori rostești rugăciunea. Poate cineva să ne arate cum se face sintactice? Cum ținem un creion. Cum ținem un creion, da? Și cele două degete reprezentând? Foarte. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Așadar, această carte de rugăciuni are 272 de ani. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, a Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Duhurile reților ce celor și a răsăvârșit, odihnește-ne, Mântuitorule, sufletul adormitului robului Tău, păzindu-l pe dânsul într-un viața cea fericită, care este la Tine. Încă ne rugăm pentru odihna și iertarea păcatelor adormitului robului Dumnezeu, care-i strat, cu tot neamului cel pomenit, Valentina, Eugenia, Panaiti, Lucreția, Zaida, Jana, Margareta, Lucia, Geta, Zaida, cu tot neamul lor cel adormit. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Însuți, Doamne, odihnește, iartă și dezleagă sufletul adormitului robului Tău, care-i strat cu tot neamul lui pomenit astăzi. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletul adormitului robului Tău, calistrat, care se face pomenirea cu tot neamului cel adormit, Valentina, Eugenia, Panaiti, Lucreția, Zaida, Jana, Margareta, Lucia, Geta, Zaida, cu tot neamul lor cel adormit. Și le văd, Doamne, veșnică pomenire.
rugăciune de cerere, rugăciune de mulțumire. Doamne, Dumnezeul meu, nădăjduiesc cu încredere deplină că îmi vei dărui din bunătatea ta și prin meritele lui Iisus Hristos iertarea păcatelor, harul tău și fericirea veșnică. Câți dintre voi se roagă dimineața? Doamne, cel care cu multa ta bunătate și îndurările tale cele mari mi-ai dat mie, roabei tale, te-am trecut timpul nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pismașului. Indiferent cât de obosit suntem, da, măcar în gând, acolo să spunem o rugăciune. Cred că strămoșii noștri, străbunicii noștri, eroii acestei țări, nu au plecat într-o bătălie fără să-și facă semnul Sfintei Cruci. Dacă vă formați așa, în fiecare dimineață, înainte să pleci la școală, să plecați, să faci un semn, să faci semnul Sfintei Cruci. Trimite, Doamne, harul tău asupra noastră, asupra colegilor mei și ne ajută să trecem cu bună rânduială vremea învățăturii, vremea școlii. Povățuiește-ne să umblăm și să lucrăm cu înțelepciune în tot cursul vieții noastre. Ca de noi și prin noi să slăvească preasfânt numele Tău în veci. De ce mă înțelege? Nu Dumnezeu a trebuit să ne înțeleagă pe toți, să ne asculte? Pune, Doamne, în mintea și inima mea Duhul Înțelepciunii, al Științei, al Evaviei și al Fecii Tale. Cine se mai roagă pentru noi? La biserici, la mănăstiri? Cine? Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea.